Bună ziua, dragii mei, peștișor, cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în peștișor, etalarea pentru decembrie, în sfârșit a venit. Știți că uneori apar întârzieri mici de timp, dar tocmai bine că poate se suprapune și sfârșitul de an. Da, în fine, știți cum e. Oricum e mai bine decât în alte dăți. Dragii mei, peștișori, au venit niște mesaje înainte să începe etalarea. În primul și în primul rând, din această serie a venit tentația. Numărul 15, știm din tarot, știm. Cei care ascultăm și practicăm tarotul de mai mult timp, știm că 15 înseamnă și diavolul, tentația este, da? Este diavolul care vine sub multe forme, sub forma banilor, a dragostei, dar și a egoului, a fricilor. Posibil că unii dintre voi sunteți tentați sau reprezentați, mulțumesc de inspirație, tentație în viața cuiva. Sunteți o tentație. Dar am senzația că aceasta, dacă e vorba de o tentație în viața cuiva, voi sau ei, această tentație se poate transforma într-o dragoste. Însă, ce mai simt un alt mesaj, imaginea publică contează, munca contează. Aveți 7 de foc la capătul setului de cărți, trebuie să aveți o viziune exactă, să aveți inspirație, clar, cu tentația, regele de foc și valetul de foc. E un personaj foarte pasional, care ar vrea să comunice, dar se reține. 7 de foc pentru mine, o persoană care pune niște ziduri în față, niște impresii, iluzii, apropo de imaginea publică. Poate contează imaginea lor publică și nu vor să exprime cu 7 de foc, da? Și uite așa, 7 și 1 și încă 1, se creează 9 blocajele. Hai să vedem. Din seria mesajelor de la Înger, o să mai iau încă o carte, dar foarte interesant mi s-a părut de reținut că trebuie să vă concentrați pe dragoste, pe dragoste față de voi, pe compasiune, să vedeți frumosul din fiecare, chiar dacă, ia uite, chiar dacă, interesant, ce confirmare, deci se confirmă chestia asta. Așteptați dragostea, ce scrie aici? Waiting for love. Hai să-i punem aici o propteluță. Waiting for love, interesant, la voi s-a mișcat. Se mișcă lucrurile, apropo, Doamne ajută să se miște, pentru că e și un cerc în care puteți să intrați, un cerc al dragostei în care puteți să intrați, dar ați stat în așteptare. Hai că acum citesc din tavă. Ați stat în așteptare unii dintre voi, ori prezența voastră în viața cuiva este ca un, un suflu de primăvară, un aer de primăvară. Dar de ce m-am zis, uite că văd roșu și albastru, flăcările gemene. Nici n-am observat asta când am cumpărat tăvița. Mi-a plăcut movul și lavanda. Dar știți bine că asta este vibrație înaltă, spirituală, conectarea la Dumnezeu, coroana, da? Nu corona, corona. E alta coroana, coroana noastră, șaptea, trebuie deschisă către divinitate. Cineva nu a vrut să primească dragostea. Am zis și a creat niște ziduri, voi sau altcineva, evident că variază, însă din cauza acestei rețineri, trebuie să manifestați iertare și compasiune. Trebuie să iert. Poate că ei trebuie să ierte pe cineva față de care au fost alături. Be supportive, forgiveness și practice compassion. Practicați compasiunea. Fix într-un fel sau altul, poate voi le-ați fost de ajutor și ei totuși ne-au apreciat. Posibil, foarte mult posibil acest lucru, să nu aprecieze acest ajutor. Psihe și Eros îl văd aici, în această poveste. Puteți să ascultați, căutați în playlist, dacă nu știți, povestea lor foarte frumoasă. Dar dacă ați fost de ajutor, cineva nu a apreciat acest ajutor. Eventual, ei au fost de ajutor într-o legătură karmică și acel personaj nu a fost recunoscător. Și din cauza aceasta și-au închis, da? S-au izolat într-o cetate, s-au însingurat. Și atunci, iertarea trebuie să vină și în partea lor, în viața lor, față de acele persoane și compasiune față de ei înșiși și a voastră față de ei. Da? Trebuie să iertăm. Asta e, nu avem altă variantă. În primul rând iertăm pentru noi și apoi pentru ei și ne concentrăm pe dragoste. Hai să vedem ce alte mesaje. Suntem mai puternici? Sunteți mai puternici?
În general, toți. Eu vorbesc acum. Ia, uite, am deschis la I love you. Da, am deschis la I love you. Ar fi frumos. Probabil că cineva și-ar dori să spună aceste cuvinte, dar are o, eu știu ce, e așa apetită această declarație, această dorință neexprimată. Hai să vedem. Peștișoară. Energia generală. Energia generală. O carte pentru energia generală în decembrie, pentru că, pentru peștișoare. Vedeți ce set mai e destul de greu de amestecat, că e o toată ce cruzie. Peștișoare. Soarele lumea venit să ascendem o lumea prin peștișoare. Energia generală în decembrie 2021. Decembrie. De chiar și ianuarie 2022. Vede? Veți vedea. Mesager, cavalerul de foc. Cavalerul vine și exprimă. Uneori vă mai și fură, mai ales cavalerul de foc. E genul care fură. Și inimi, și domnițe. Dar apropo de coroană, da. Trebuie să fiți cu mintea deschisă. 7 de pământ la capătul setului de cărți, 9 de aer, faetonul, regina de foc, iar pasiunea, o pasiune teribilă între voi doi, între două persoane, dar care este provocată. Este provocată, este pusă în așteptare. Trebuie să aveți răbdare, să vindicați 4 de pământ. Cineva nu vrea împărăteasa. Cineva nu vrea să se deschide și cineva este foarte deschis. Iau de două suflete perechi și atunci nu există opozițiile care se atrag. Dar unul foarte închis, altul foarte deschis. Unul care își ține avuția, altul abundent, care o împărtășește cu restul lumii. Da. Ei, și trebuie să aveți răbdare în această pasiune până cineva se hotărăște să vină. Dacă, da, să vină să ia hățurile, da? Taurul de coarne și hățurile acestui... acestor cai, acestor opoziții și să găsească soluții. Dar, deocamdată, este în stres și în așteptare. Văd ce înseamnă de pământ și de foc și de toate soiurile. De toate soiurile. Vreau să pun așa. Mesaje de la îngeri pentru peștișori. Asta. Simple acte de amabilitate. Dar simt nevoia să mă amestec. A venit așa prea repede. Numărul 5. Încheiați acest an, că e vibrația 5. Încheiați acest an apropo de compasiune și implicare. Uite cum sunt eu cu cățelușul. Implicarea în acte de amabilitate. Salvați sufletele, fiți de ajutor. Mulțumesc doamnei Anca Peștișor. Cel mai generos peștișor, să zic, sau personaj în proiectul Salvează-o pe Nera, cățelușa care a fost lovită de mașină și în care m-am implicat. Nu știu în cât timp se va recupera. Încet, încet. Operațiile au fost făcute. Simple acte de amabilitate. Mai încercăm un mesaj. Mesaj pentru peștișori. Așa am simțit nevoia să mai încerc încă un mesaj. Acela a venit foarte repede. Mesaje de la îngeri pentru peștișori. Dar se leagă acest mesaj cu ce am zis mai devreme. Da? Dacă cineva nu primește dragostea voastră, nu mergeți înspre animăluțe, înspre natura. Acolo sigur este apreciată. Și Dumnezeu vede orice gest de amabilitate și vi-l va aduce înapoi într-o formă sau alta. Când poate nu veți mai crede că așa se întâmplă. Iată. Tot aici, pe spate. A revenit, ați văzut? A revenit. Concentrați-vă pe dragoste. Vedeți, apropo de dragon, vedeți frumosul din fiecare. Chiar dacă persoana respectivă nu apreciază, n-a apreciat, are totuși o parte frumoasă, timidă, poate și ego-ul lor, evident, care trebuie educat, dresat. Fiți autentici și dragostea este peste tot în jur. Deci rămâneți voi înșivă. Rămâneți după voi înșivă pentru că asta e singura variantă. Sper că aveți suficiente planete în vărsător încât să fiți autentici. La capătul setului de cărți aici, iaute, o familie, împăratul, regina de monede și copilul, mama, tata, un tată autoritar sau un soț autoritar sau important și copilul.
Este un sfârșit de capitol, început de capitol și sfârșit de capitol. Acum, dacă această, așa zisă, familie sau pereche, da, vă poate reprezenta pe voi alături de cineva care a mai experimentat familia într-o formă sau alta, posibil. Ori poate persoana aceasta cu familia încearcă să deschidă un nou capitol și să se împace. Posibil și asta vedem, vom trăi și vom vedea. Asta în cazul în care știți că aveți de-a face cu un personaj căsătorit, căsătorită. Sau poate voi sunteți căsătoriți, căsătorite și vreți să mai încercați împăcarea cu cineva. Dar este foarte posibil, deși nu văd din cărți, imagine vreau să zic, cărți care să sugereze ceva așa trăsnet, poate că vor apare. Apare totuși un cavaler de spade, apar și sufletele perechi care sunt rănite și suferă. Ce să zic, waiting for love, așteptați dragostea, cum zice și aici, și că s-a mișcat, dar așteptați dragostea. Dacă așteptați pe cineva care e deja implicat într-o relație, s-ar putea, așa simt, mai dragii mei. Dar ar fi frumos să-și dorească să vină cu un gest de împăcare și să fie de ajutor pentru voi, pentru că reprezentați un personaj valoros și important, posibil pentru că se uită, dar foarte bine ar putea să fie și un personaj care a avut niște chestiuni acasă și tot încearcă să încearcă omul, că e dreptul lui să încerce să toate variantele să păstreze acea legătură. Asta că am văzut regele de monede și regina de monede. Și totuși, faptul că regele de monede în acest nou capitol se transformă în împărat. Într-o figură mult mai importantă, nu neapărat autoritară, mult mai stăpân pe el, poate să fie și o transformare. Vedem. Vedem. Hai să vedem. Facem mic peștișorul soare. Lună, Venus, ascendent, nodul nord în pești. Decembrie 2021. S-a răsucit ceva, nu știu, parcă. Ah, da, uite, uite, judecata, împărăteasa. 3. Ați putea să fiți voi dacă sunteți în Marte, unii dintre voi. Marte, Martie. Da, de ce nu? Împărăteasa, puteți să fiți voi. În primul și în primul rând, voi trebuie să renașteți la o vibrație înaltă, dar concentrați-vă pe dragoste. Aici este Venus, este dragostea, cea care este îndelung iertătoare, dar evident nu la infinit. Îndelung iertătoare, generoasă, da? Exact ce am zis mai devreme, oferiți naturii, animalelor. Știu că sună ciudat, dar împărăteasa reprezintă, într-o formă sau alta, Gaia, o energie mult mai largă decât relațiile umane. Și atunci renașteți în această direcție, posibil. Cineva, așa e, așa foarte simplu, să zicem, Taur Balanța ar vrea să-și asculte, să renască, să-și asculte intuiția, îngerii, eventual, să renască în relație cu voi. Vedem. Hai să nu mai amestec o dată. Am văzut și Marea Peloteasă, da? Creștere spirituală, soarele cu trezire, da? Soarele, bucurie, poate să fie și o bucurie care este ținută așa mai în umbră față de restul lumii, apropo de imaginea publică. Ia, peștișor o dată, de 2 ori, orice peștișor, și lună de 3 ori, și Venus, decembrie 2021, da, cineva e foarte strict. Central, 2 de monede. A, posibil să aveți de ales între două personaje. Oricineva, sper că nu, cineva vă dezechilibrează emoțional și aveți valuri de emoții. Ba sunteți sus, ba sunteți jos, ba sunteți depresivi, ba sunteți fericiți. Tot așa, din cauza alegerilor lor. Ei nu știu ce să aleagă, nu știu cum să se comporte și voi treceți prin toate stările. Dar prefer să fiți voi care trebuie să alegeți decât ei. Da, fine, iau de regina de cupe provocare. Am mai fost la o zodie regina de cupe ca și provocare. Provocarea este să vă echilibrați, să oferiți, apropo, simpla acte de amabilitate. Asta e regina de cupe, da? Concentrați-vă pe dragoste, oferiți, iau-te, din cupa voastră.
Cu alte cuvinte, echilibrați-vă. Decât să vă lăsați influențați de stările lor și de ce vă transmit ei prin acțiunile sau mai bine zis non-acțiunile lor, mai bine, că există și o așteptare, există un stres, da? Nou de aer, mai bine vă concentrați pe cupa voastră și cum oferiți celor care apreciază. Oho, 10 de spate, da, e la baza acestei rădăcini, în sensul că e un pom. Această cruce e ca un pom al vieții. Dar, la baza acestei cruci, cel de ce este? 10 de spade. Sentimentul de trădare ați obosit. Poate să fie și altcineva care e obosit de trădări și este provocat prin întâlnirea cu voi să renunțe la aceste trădări și să se vindece posibil. Dar, puteți să fiți și voi, pentru că orice om are cel puțin o dată în viață de a încheia un asemenea ciclu. Și să nu uit să vă zic, pentru că prin aceste trădări, de multe ori ne trădăm și noi, facem prea multe sacrificii, acceptăm prea multe compromisuri și efectiv ne trădăm spiritul, dorințele, pasiunile, hobby-urile. Da? Deci ne includem și pe noi în aceste spade. Adică sunt acțiuni care vin dinspre, iau-te, doi de spade, da? În ultima vreme, nevoia de a decide, a voastră, poate și a voastră și a lor, pentru că e normal. Dacă vedeți că cineva nu comunică cu voi, mi se pare normal să luați și voi o decizie, nu? Păi nu vorbești, ok, pa, mă văd de drumul meu. Eu așa sunt și vă recomand să fiți și voi, da? Nu vorbești foarte bine. Bine, că unii nici măcar nu spun când intră în această stare, e problema lor. Au multe de învățat, apropo de creștere, de coroană, de evoluție, de a fi autentic. Dar o tăcere, un blocaj în comunicare, poate că voi ați blocat și aveți motive, că vă simțiți trădați. Dar ideea este că dacă voi vă simțiți trădați, eu cred că și ei în viața lor se simt trădați și din acest motiv nu acționează așa cum ați vrea voi, da? Plin de romantism. Oh, ce frumos! Începem de la zero. Începem de la zero. E bine, e în viitor. Cred că e prin ianuarie. Zero. Da, nebun. Luați-vă un cățeluș. Dragii mei, o să încerc să fac un video cu Nera. Poate cineva o adoptă pe Nera. Poate cineva o adoptă pe Nera și ar fi minunat să oferiți dragoste ființelor care apreciază. Da, clar. Până vin și oamenii care sunt cum sunt foarte ciudați. Da? Oferiți celor mai mititele, mai firave. În fine. În prezent, nouă de cupe. Vă bucurați de ceva. Apare o bucurie. Oricineva vine să vă... Da, nu știu. S-ar putea. Așteptăm. Uite, mesagerul de foc. Or fi niște mesaje din partea cuiva. Pentru că văd mesagerul de foc. Da? Și concentrându-vă pe dragoste față de voi și față de cei care vă apreciază, vă echilibrați apele, dragii mei peștișori. Și odată echilibrați și oportunitățile și acele, da, și acele corăbii pe care le așteptați, vor putea să vină. Că sunt cei din trecut, că sunt alții noi sau alte oportunități noi, vor putea să vină, pentru că vă calmați apele. Ia, ce aici? Mai apare cât un de la chestia asta, da. Nouă de cupe. Bine, vă bucurați de sărbători, păhărele. Vă recomand să nu beți mai mult decât e cazul, totuși. Da. Închideți-vă și voi un pic sufletul față de cei care... Nu de tot. Nu de tot. Dar așa. Așa zic, să așteptați să vină și ei. Pentru că voi, dacă vă iubiți, mi se pare normal să... Repet, să oferiți celor care apreciază. Posibil cineva trebuie să învețe să aprecieze, în fine. Sfatul, 7 de pământ a rămas și aici. O să-l clarificăm. Pentru că aici este urmat de 9 de aer, de un stres. Cineva ar vrea să vină înspre voi, dar nu are curajul, își face griji teribile, calculează de nu știu câte ori direcțiile, dacă iau pe traseul Toma Ionescu,
O să am trei semafoare la care stau. Ce-ar fi mai bine să iau, nici nu știu străzile, să iau pe alt traseu, dar pe traseul celălalt au blocat drumul. Nu știu, eu pe strada principală la timp de seară când nu merg semafoarele. Glumesc. Cam asta este 7 de monede. Calculează și vede cum să fac. În fine, că e energia voastră, că e altora, vom trăi și vom vedea. Dacă e vorba să fiți voi, fiți precauți. Da? Pentru că 7 și cu 2 înseamnă 9 și intrați în preîmpărăteasă. Da? Decât să fiți așa, azi bine, mâine rău, mai bine le vedeți pe toate dintr-o singură perspectivă, da? Dintr-un singur unghi. Dar, repet, o să clarificăm, pentru că așa doar investiți, apropo de finanțe, investiți în lucruri care vă aduc stabilitate, pentru că știți că vine criza, da? Vine o criză teribilă. Și atunci, investiți, fiți atenți cu cheltuielile. Și eventual dați-vă un pic timp de odihnă. Da, unii chiar, ca și aici, sunt de acord că și eu sunt foarte alergată și obosită. Dați-vă timp de odihnă și să vedeți ce ați reușit să faceți. Pentru că dacă sunteți tot timpul, hai să fac, nu vă mai puteți bucura. Nu vă mai puteți bucura de voi, de emoțiile voastre, de lucruri, alte lucruri minunate pe care le puteți face. Tot timpul să facem. Deci vine, da, mai pe așa, da, vine cineva, un cavaler, dragile mele doamne, cavaler de foc și de cupe. Da, dar aici este un romantic și cavalerul de foc poate să fie romantic. Amândoi sunt romantici, cred că sunt cei mai romantici, cavalerul de cupe și cavalerul. Sper că e unul și același, da? Deși ar putea să fie două persoane, dar nu știu, deci vă influențează. Hai să vedem, să sperăm că acest mesaj rămâne pozitiv. Pentru că e frumos. Influență exterioară. Să sperăm că e de bine. Știți voi, speranța moare ultima. Cavalerul de cupe exterior. Alt personaj care vă simte de la distanță ar putea să vină, da? Să vină spre voi, da? Regele, cavalerul de cupe și regina de cupe. Și atunci să se echilibreze apele și să vă bucurați. Sunteți o persoană specială pentru acest personaj, dar poate că nu știți. Rămâne de văzut. Eu vă zic că există o influență. Dar să sperăm la clarificări că rămâne la fel de pozitivă carte ca acum. De ce vă este teamă de 5 de băte? De aceste lupte zilnice, de concurență, de faptul că ei mai au pe altcineva și trebuie să decidă, că au oameni geloși și trebuie să hotărească, că poate aveți voi persoane geloase la lucru, în viață, dar știți că dacă vă întâlniți cu cineva și o să fiți fericiți, să încep comentariile în familie, printre vecini. Ia, uite, este cu X-ul. Dar nu, dacă X-ulescu este mai tânăr decât ea, că cavalerul e mai tânăr decât regina, ce i-o fi făcut? Știți voi? Ce i-o fi făcut? Nu cumva i-a făcut ceva? Nu i-a făcut nimic. Pur și simplu este corespondența emoțională. În fine, ce vă doriți? 6 de monede. Să zicem că e echilibru. Vă doriți să primiți și voi ceva ce meritați. Vă doriți să vă echilibrați financiar, că acum chiar aveți în suflet niște de... Ați cheltuit, da, iar aici confirm. Da? Aveți de dat în două părți. Casă și altă casă. Și nu zic că e altă familie, nu stai. Eu mi-am luat cu chirie, da? Dau și acolo și atunci vreau să mă echilibrez. Bănuiesc că și voi. Poate aveți de dat și la părinți, la eu știu cine mai aveți de dat. Dar ce frumos, apropo, așteptați donații. Și eu aștept donații pentru Nera, apropo, în continuare, pentru că cheltuielile sunt mari. Și totuși sper acel cățeluș să-și revină. Încet, încet e mai bine, e mai bine, da? În continuare, aștept, apropo, confirm și eu. Da? Așteptăm niște donații, aștept eu și cu Mura și cu Nera în sensul ăsta. Și trebuie să fac timp între Mura și Nera, asta e clar. Dar așteptăm donații pentru salvarea acestui sufletel. Da. Ce văd? Ce reușiți să faceți, regele de bâte? Dar reușiți voi. O să-l clarificăm pe acest rege de bâte. Ce reprezintă? În primul și în primul rând, trecând peste faptul că ar fi X sau Y, pentru că văd totuși ceva foc în poziția fricilor,
Ce reușiți voi să faceți ar fi foarte fain, pentru că 5 și cum înseamnă 6. Să intrați voi în autoritate, dragii mei. Pentru că se vede un 0, da? Posibil această energie, această realizare 5 și cum 6, victorie, autoritate, energie, da? Să începeți să o manifestați mai spre sfârșitul decembrie, începutul 2020. Să ziceți, gata! Gata! De azi încolo, nu mai permit nimănui, da? Ați văzut ce autoritară pot să fiu? Nu mai permit nimănui, da, să mă pună în așteptare, waiting for love. Haide, măi! Haide, mă, dragoste! Haide, mă, dragoste! Da? Și încep să manifest încredere, energie, victorii, da, victorii. Eventual, în ceea ce investiți, veți manifesta victorie, da? Chiar dacă știți că trebuie să luptați, ok, îi puneți pe toți la punct. Așa ar fi frumos. Așa ar fi ideal. Da. Așa ar fi ideal. Să nu vă fie frică de concurență. Mai depinde acum și ce planetă aveți. Dacă știi, în momentul în care intră pe o anumită progresie, poți să devină foarte bătăioși. În acest motiv, multă lume este șocată de energia peștilor pentru că ei citesc zodiacele acestea de duzină în care se vorbește despre pești, că sunt cum sunt. Da. Nu sunt chiar așa. În fine, regele de bâte. În primul rând, fiți creativi, fiți plini de energie, fiți în autoritate. Dar regele și regina de bâte, interesant, adică echilibrați-vă emoțional și echilibrul acesta emoțional vă va echilibra energetic pentru că merg mână-mână gândul, emoția și energia fizică. Că uitați, aici sunteți un pic cam obosiți. Ah, 4 de cupe. Cine va veni să ofere dragoste? Va trebui să, da, regele de spade pentru unii, va trebui să se implice foarte mult. Și este normal. Mi se pare absolut normal. Dar aveți doi regi. Posibil ar să fie două persoane diferite. Însă, dacă sunt două persoane diferite, mare, mare grijă la faptul că unul încă nu a tăiat legăturile cu energia karmică și din cauza aceasta vă îngreunează și își îngreunează orice relație, orice ofertă, orice oportunitate. În general, în viață și în mod special în dragoste. Posibil. E o persoană, deci o persoană este creativă, ca să stabilim dacă sunt două persoane. Este o persoană creativă. Regele de bâte. E romantic, artist, dansator, cântăreț. Why not, pictor? Poate să fie și în management, în orice chestii. Management, marketing ține tot de creativitate, da? Însă, acesta, regele de spade, orice zodie ar fi, e o persoană care încearcă să pară rece, rațională, dar are în spate, apropo de imaginea publică, e și diavolul, apropo de imaginea publică, în public arată o persoană foarte collected, adunată, calmă, dar ce frumos vorbește, regele de spade poate să vorbească foarte calm, logic, să ai impresia că tot ce zice este corect, dar în spate are o legătură karmică. O persoană karmică, o persoană de care încă nu s-a dezlegat și din cauza aceasta trebuie să împingă, să facă eforturi, cum am zis mai devreme. Dacă vrea să se manifeste ceva, eventual dacă nu face eforturi, că am zis că e cineva care a refuzat, nu face eforturi, pentru că toată energia se duce aici. Toată energia se duce aici. Și dacă voi sunteți supărați din cauza acestui personaj, poate că vine altcineva să vă împace. Pentru că văd totuși 9 de cupe în prezent. Ia uite, căsătorit, măi, Și dacă nu e căsătorit, e într-un contract, e tradițional, e neortodox cu marele preot și cu diavolul, cu marele, da, adică că e neortodox. E o relație tradițională, dar netradițională în același timp și trebuie să decidă.
Am zis de 7 cu 2, 9. Între a fi independent sau a fi cu cine, dacă sunteți voi independente de Andrei, a fi cu voi sau a fi în acea energie. Dar o să lăsăm, hai să lăsăm așa. Hai să lăsăm așa. Ca și reușită. Deci, în primul și în primul rând este regele de foc. Repet, sunteți voi, puteți să fiți voi, care nu mai primiți oferte, sunteți în autoritate, am zis, nu mai vreți să fiți slujbași și nici nu mai vreți să îi împingeți la o relație în care nu aveți satisfacție emoționale. La capătul setului de cărți, puterea și... ce frumos și echilibru! Da, vă vindecați, vă regăsiți puterea. Posibil cineva cu regele de bâte să vină în momentul în care începeți cât de cât, am vorbit de echilibru chiar de la început, dar începe să vă echilibrați, să ieșiți în starea aceasta de regrete, după. Da? Un personaj care e la distanță de voi, posibil căsătorit sau într-un contract. Justiția pentru mine înseamnă căsătorie, contract, la locul de muncă, da? Poate să fie balanță pentru unii, taur, voi știți, orice zodie poate fi, da? Dar e o distanță care aduce suferință, da? Și totuși puteți manifesta abundență, eu aș spune așa, 4 de cupe și împărăteasa. De fapt, aș spune invers, ia, hai să vă zic. Un nou capitol în care vă vindecați echilibru, vindecați aceste regrete, da? Vă regăsiți puterea și manifestați abundența. Așa ar fi frumos. Așa văd. Nu să regretați după o persoană frumoasă, pe care ați iubit-o, dar care încă, nu știu, din ce motive... Da, aici, fiți voi împărăteasa vieții voastre sau a cui vreți voi să fiți. Dar zic, conectați-vă, mai apărut parcă împărăteasa, conectați-vă la natură, apropo de împărăteasă, pentru că sunt multe feluri de a explica această împărăteasă. Conectați-vă la natură ca să vă vindecați regretele, da? Vindecați-vă, lucrați cu îngerii și regăsiți-vă puterea. Hai să vedem. Doi de monede pentru peștișori. O dată, central, de două ori. De... 3 ori, 6, vine cineva, 5 și 1, 6, vine cineva în sufletul vostru și parcă am vrut și pasta să o iau. Ați văzut, dați în urmă cum am vrut inițial și cum m-am schimbat. Da, vine cineva să se împace, iar cavalerul de bâte, ia uitați-l, vine cineva să se împace cu voi. Sau să exprime ce n-a reușit să exprime. Știți acest personaj care este? Pentru că e în sufletul vostru. Dacă nu îl știți, dacă este ceva nou, vă va atinge sufletul, pentru că este suflet pereche. Dacă este ceva nou, vă va atinge sufletul în această perioadă. Dacă nu îl știți. Vrea cineva să vă impresioneze. Clarificăm regina de bute. Și cu marcaj, iar marcaj în semn de foc, poate să fie Marte, nodul nord, odată, de 2, de 3 ori, regina de cupe. Ce frumos, măi! Am zis că vă echilibrează. Emoțional. Și voi, dacă lucrați la acest echilibru, vă atrageți. Fericirea. Și aici este provocarea. Primiți această ofertă? Provocarea este să o primiți și să vă bucurați de ea. Iau deasul de cupe, măi. Nu mă mai interesează ce în spatele asului de cupe. Este, totuși, cineva vine cu o ofertă. Clarificăm 10 de spade în trecut. Îndrăgostiții? Ori cineva cu marcaj în zodia Gemenilor, pentru că vă și spade, deși nu e obligatoriu, ori o flacără geamănă, suflet, pereche, care a trebuit să aleagă? Ia uite, sunt niște blocaje. Hai să vedem ce a trebuit să aleagă. Ia, mai dăm o carte. Am pregătit alegerile întotdeauna. O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite.
ori se detașează de apele tulburi, dar evident că puteți să fiți și voi, nu neapărat persoana respectivă, apele tulburi fiind aici, da? Și să meargă înspre soare, înspre soare, ce soare, celul, steluța. Ori, asta e, mai repetă încă o dată acel ciclu. O ia de la capăt. Spade, spade și acești îndrăgostiți. Eventual, dragostea care s-a înfiripat între voi doi provoacă pe voi sau pe ei să mergeți înspre alte zone. V-a provocat într-un fel sau altul, da? Ia uite, cavalerul de spade, discuții. A fost o întâlnire neașteptată, eventual, între voi. Dar iar apar problemele astea cu banii sau cu tradițiile. Clarificăm noi de spade o dată, de două ori, de trei ori. Separare, turnul și doi de spade. Justiția. Și am mai vrut, uite, am mai vrut să iasă și moartea, interesant. Regina de monede, justiția. Cineva se gândește la o separare. Eventual blocajul a venit brusc. Nu vă așteptați să vină așa separarea bruscă? Da? Din cauza unor chestiuni legale, contracte. Mai dăm o carte pe acest turn. Odată. Asta vrea să vină? Cavalerul de bâte. Ia mai amestec o dată. S-a dorit comunicarea cavalerului de bâte a acestei atracții, dar din niște motive posibil tradiționale n-a fost manifestată. Mai dăm o carte pe acest turn. Da. De două ori. N-a avut curajul. De trei ori. Regina de monede. Cineva divorțează? Am văzut și justiția. Posibil cineva divorțează. Că știți că nu știți? Posibil cineva divorțează. Însă, hai să mai veni și cu alt mesaj. După tăcerea care a fost între voi, între voi și cineva, după blocajul care a fost, în ultima vreme, în mintea lor, bănuiesc că nu a voastră, da? În mintea voastră, să zicem, a venit această revelație că trebuie să vă găsiți echilibru. Am vorbit de echilibru emoțional și financiar, dar și financiar, și să vă împământeniți, să vă adunați un pic. Una. Doi, este și trezirea lor că totuși aveți o valoare special, că le oferiți echilibru. În acest motiv, acest personaj vrea să vorbească cu voi, să manifeste o împăcare într-o formă sau alta. Pentru că intuiește că este ceva special între voi. Probabil comunicați telepatic, chiar dacă e tăcere, comunicați telepatic, intuiește că este altceva. Și ar vrea să comunice, chiar dacă nu se manifestă comunicarea. Clarificăm nouă de cupe în prezent, odată, de două ori, de trei ori. Ah, ce frumos, steaua, vă vindecați, mami. Eventual, dragii mei, dacă vă întâlniți cu vreo vedetă, vă rog frumos, trimiteți-mi și mie așa niște felicitări. Posibil să vă întâlniți cu destinul vostru? Mai ce frumos ar fi, sună așa de frumos, încât nici mie... Nici mie nu vine să cred că... Dar trebuie să credem că aici este steaua, înseamnă credință, trebuie să avem încredere.
în destinul nostru, în misiunea noastră, în echilibrarea noastră, în dragostea față de noi. Deci, păi, te-a venit ceva, ceva frumos. Ia uite, roata norocului, se schimbă energia, da. Se schimbă energia. Da, este un personaj care simte că vrea să ofere dragoste, dar știe că are în spate o persoană geloasă și niște conflicte verbale cu cineva. Da. Au conflicte verbale, au stres, am mai văzut nouă de aer, au un personaj gelos în spate. Dar ideea este, că e cineva, că nu e cineva. În primul rând, am zis, voi vă echilibrați emoțional. Posibil aveți o... vine cineva... Și, doi de cupe poate să fie și prietenie și colaborare. O colaborare creativă cu șase de bute. Apropo de creativitate. O colaborare creativă. Poate cineva vă cheamă la... Hai să facem... Lăsați-mă un pic să bat câmpii. Steluțe de zahăr. Hai să facem steluțe de zahăr îmbibate în ciocolată. Da? Vai, băi, ce ai? Ești nebun. Da, dar dacă dați șanse acestei idei trăsnet, reușiți să faceți bani cu regina de să manifestați succes și uite așa, să vă bucurați de o idee. N-a apărut asul de bâte, dar văd regele de bâte care e creativ, regina de bâte care, de monede care face bani, colaborare cu Victorie, după ce, hai mă că nu merge, nu cu ciocolată, stai să facem cu caramel, lumea asta, sunt niște chestii. Acum, eu am încercat să vă mai fac să râdeți. Ideea este că e ceva, nu știu, ceva deosebit, îndrăzniți să credeți. Clarifică, nu mai dăm o carte peste asta, o dată de două ori. Este, își face griji, da, își face griji. Dacă voi vă faceți griji, vindecați-vă de grijile astea. Dacă voi nu știți cum să... Na, asta e, visați un pic cu steaua. Posibil. Eventual, ce frumos ar fi, hai să facem altfel, da? Pentru că am văzut doi de monede la bază, da? Dacă inițial vă faceți griji sau ei, da? Se manifestă întâlnirea, comunicarea cu cavalerul de cupe. Da, legătura sufletească și creativă și ce mai fi, da? Vindecați acest stres și manifestați bucurie. Da. Manifestați bucurie. Mai frumos. Eventual după ce stabiliți ideea și vă puneți la punct planul de lucru, începeți și vă faceți griji. Aoleu, dar unde găsim noi publicul? Unde o să vindem? Magicianul, vreți să manifestați ceva nou? Cineva care regretă, i-a fost dor de voi la distanță posibil. Da, hai să punem pasta la loc, să lăsăm steaua, că e frumos. Steaua și cu steluța, da? Posibil unul să fie mai important, apropo de imaginea publică, din punct de vedere public, unul să fie mai glamuros, să aibă un public mai mare, celălalt să aibă public mai mic, steaua și steluța. Dar împreună să fiți și mai și. Să aveți victorii, altfel de victorii, pe care nu le puteți avea separat. Frumos! Pup! Clarificăm 7 de monede. Nu știu pentru cine citesc, contrii și vom vedea. O dată, de două ori, de trei ori, sfaturi. Cavalerul de pute, am zis, vin doi cavaleri? Bine, cavalerul de pute, hai să vedem ce cu el. Pentru că sunt energii total diferite. Aici este sfatul, nu mai fiți obosiți, nu mai fiți plictisiți. E bine să fii precaut, dar e bine să ai energie, să ai încredere, să fii creativ, să explorezi, eu știu, zone pe care nu le-ai explorat, să nu mai stai în grădina ta. Mai, nu știu, în Egipt dacă mergeți, dar... Nu știu, alte zone. Da, să ieșiți. Să ieșiți din stagner. Eventual cine? Cineva alege. Vede lucrurile dintr-o altă perspectivă. Hai să vedem. Mai numai o carte de acest cavaler de bâte. Pentru că e sfatul o dată. Uf, 8 de spade. 8 de bâte, da? Ieșiți din blocajele mentale și manifestați expansiune. Hai, încă o dată. Cavalerul de bâte și 7 de monede. O dată. De două ori. De trei ori.
ce frumos renaștere! Dacă un personaj, cum am văzut mai devreme, a apărut, ba vine, ba vine, pleacă, ba vine, ba pleacă, personajul de aici, eu cred că de aici, da? V-a pus în așteptare, posibil să-și dorească să renască, să vă împăcați, posibil. Și de-aia am zis să aveți doi cavaleri, unul de cupe și unul de foc. Eventual, vă va spune, pentru că la judecată se rostește și va trebui să ascultați. Să ascultați și varianta lor, de ce n-au putut să exprime, de ce s-a întârziat, da? Trei de cupe, manifestă bucurie după vindecare, după dezamăgire. Cineva a ținut, ia uite, la niște tradiții, poate familia, nu neapărat că e căsătorit, deși astea două arată clar căsătorie. Dar și o victorie asupra unor confuzii, da? Poate să fie mama, o mamă toxică, posesivă, sau familia, și tatăl, sau eu știu ce, educație, cultură, mai, noi suntem de o anumită familie, nu ne permitem, nu vrem să vorbești cu Xulescu. Pentru că noi suntem bogați și Xulescu nu e chiar atât de bogat sau bogată. Chestiuni de genul ăsta, am dat exemplu. Sau unul e mai tânăr, altul, cum adică ne faci familia de râs, să te duci cu cineva care este mai în vârstă ca tine? Cum adică? Când sunt atâtea fete frumoase sau atâția băieți tineri? Oh! M-am dat exemplu, da? Cavalerul de cupe exterior odată. De două ori. De trei ori. Oh! Împăratul? Uf! Ia să vedem. Împăratul? Interesant. Și la capătul setului de cărți eu am acum un gând, ceva. Împăratul se uită la cavalerul de cupe. Dacă voi simțiți că ați oferit cuiva, apropo de lipsa aprecierii, da? Dacă voi simțiți, că așa văd cărțile, că a fost o întâlnire karmică foarte importantă între voi și cineva într-un mod trăsnet, da? A fost și dragoste și bucurie. Patru de bâte bucurie. Ați considerat că sunteți flăcări gemene, dar, glumesc, mai mare și eu. Personajul acela, dacă a văzut că sunteți voi independente sau aveți un spirit, poate să fie doar spiritul independent, mai puțin tradițional, mai puțin patru, vedeți cărțile, mai puțin patru, da? Mai puțin docil, ci nou, plin de expansiune, care se bucură de el, dacă tot am vorbit, fiți în echilibru, doamnelor, fi puternică, Zoe, da? Acest personaj a încercat să fugă. A încercat să fugă. În acest motiv au apărut și tăcerile, da? Tăcerile, trăsnetul, separarea. Ce mai simt? De-aia, asta simt. Simt că poate voi ați oferit, unii pești au această tendință, da? Focus on love, oferiți, fiți, da? Așa, au tendință, da? Și celălalt, că nu pot să exprim pentru că imaginea publică, eu sunt o persoană importantă sau sunt o persoană căsătorită și, păi și ceva că, adică, nu știu, cavalerul de cupe nu oferă mult să ai sex, nu? Oferă cupă, oferă dragoste, compasiune, înțelegere, că, șansa să te descoperi sau să te vindeci. E și romantic, dar e și vindecător. Aici e influență exterioară. Mai dăm o carte ca să înțelegem exact. Influență exterioară, împăratul și cavalerul de cupă, o dată de două ori. Ia uite, spânzurat. Aici voi ați provocat, cu trăsnetul, i-ați provocat să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, da? Spânzurată. Semnul peștilor, mai mult sau mai puțin obligatorii, casa 12-a necunoscutului, personajul acesta trebuie să învețe să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, în primul și în primul rând spirituală. În comunicare cu voi, cavalerul comunică, merge la întâlnirile cu voi, cu felul în care comunicați, uneori și telepatic, da? Îi îndeamnă pe acești oameni, da, este o separare, va separa, cred că are legătură cu această separare, acest personaj, această influență, ia uitați, moartea, lumea, nou capitol, gata, ați încheiat capitolul și ei regretă. Regretă că nu v-au văzut
Au crezut că sunteți și voi unii care, unele care stați în cap și faceți yoga. Dar, de fapt, ideea era alta. Să-și descopere sufletul și credința. Acest personaj regretă. E o influență exterioară și din acest motiv zic că aveți două personaje la care vă gândiți. Unul e sus, altul e jos. Unul e pe cale să pice, pentru că pică singur, se lasă greu. Și celălalt vine. Eu așa simt. Clarificăm 5 de bâte. Poziția fricilor odată. De două ori. Trei ori. Ia uite, asul de bâte. Mă, am zis de azi de o idee. Trăsnet. Steluțele cu caramel. Măi, deci nu vă fie frică. Cred că aveți emoții. Dar eu cred că o să aibă succes. Și cu caramel și cu ciocolată. Glumesc. Dar trebuie să glumesc. Pentru că uneori energiile sunt atât de intense și știți cum e. Gluma face bine. Vă este teamă de acest nou, poate cineva ia pasional, vă este teamă. Nu știți dacă se vor lupta, dacă vă vor pune într-o situație neplăcută, acest, mai vine un as, mai da ce as vine. Regina de spade pute, și regina și valetul de monede. Vă este teamă dacă cineva trebuie să divorțeze? Cum o să se manifeste lucrurile? Pentru că știți că e pasiune. Și pasiunea aceasta, atracția asta, a adus conflicte în viața lor, în viața voastră. Da? Puterea, luptă pentru putere, pentru copii, pentru bani, pentru cineva vă spionează, îi spionează. În fine, dar trecând peste asta, este și ceva nou. Este și ceva nou. Care în momentul în care va veni, vă va speria un picuț. Dar nu vă speriați. Bucurați-vă. Bucurați-vă. Aici e provocarea să vă bucurați, nu să vă speriați. Pentru că vă vindecă ceva, o să vă vindecă sufletelul. Clarificăm 6 de monede. O dată, de doi, de trei ori. Da, vă doriți să aveți putere. Și să crește, să vă transformați viața, să, am zis, femeia divină, preîmpărăteasă, da? Doamnelor, da? Vă doriți oameni care sunt de ajutor, care vă susțin în proiectele voastre, oameni puternici, ca și voi, pentru că sunteți puternici, da? Faetonul Temperanța. Vreți să vă vindecați și să mergeți mai departe către destinul vostru, să vă transformați înspre stea. Și veți reuși. Veți reuși, vă veți descoperi destinul în cazul în care nu vine cineva acum. Nu, o să vină, o să vină, nu știu când, o să vină, clar. Dar în primul și în primul rând, voi trebuie să vă vindecați steaua și steluța și să vă bucurați de voi, da? Asta este puterea, asta e transformarea, alchimia. Dacă ați fost într-un trio sau dacă ați oferit trio, am zis, poate fi proiect, neapărat altă persoană. Da? Între doi căței, doi pisici, doi pisici, doi pisici, om, patru pisici. Acasă. Da. Regăsiți-vă. Uite, pică. Pică regele de spade. Da. Vă doriți oameni puternici. Generoși. Da. Mai ales când e vorba de Nera, vreau. Vă rog frumos. Sper să găsim stăpân pentru cățel. Stăpân pentru cățel, vreau, da, eu vreau asta, să găsim un stăpân pentru cățelușul ăsta. Nu știu cum o să găsim un stăpân. Acum, trecând peste asta, am zis, trebuie să vă găsiți puterea, să vă echilibrați financiar, să vă oferiți vouă ce oferiți altora. Și vor veni oameni care vă apreciază, vă alintă, pentru că și voi puteți să-i alintați. Uitați, nu-i așa că seamănă focusul, nu? Bestioare aici, bestioare aici. Toți avem o bestioară noi. Dar există anumiți oameni care ne îmblânzesc această bestioară a noastră, așa cum și noi putem să îmblânzim bestioara altora. În fine, frumos, puterea.
nebunul. Hai, clarificăm nebunul viitor odată. De două ori. De trei ori. Regina de pute. Aveți încredere în noua direcție. Aveți încredere în noua direcție. Speranță. Asta înseamnă. Vedeți lucrurile, dacă lansați un nou proiect, cum am zis mai devreme, în glumă sau neglumă, nu știu ce-o fi, dar dacă lansați un nou produs, un nou proiect, aveți încredere, răbdare, am văzut și temperanța și speranță, rugați-vă, da? Vor veni oportunitățile în timp. Dar, regele și regina de pute, dacă o luați la zero, manifestați încredere pentru că cineva va avea încredere în voi, da? Va vedea în voi, interesant, am zis doi oameni puternici. Mă, ce frumos! Regele de pute. O dată. De două ori. De trei ori. Ah, ce frumos! Asta de spate. Am zis, aveți victorie. Clar! Și puteți să fiți, dacă în prezent sunteți regele de pute, în viitor să fiți regina de pute. Adică să manifestați creativitate. Dar în primul rând trebuie să intrați în autoritate. Autonomie mentală. În primul rând. Asta îmi place cartea. Autonomie mentală. Nu știu cât sunt care vă îndeamnă către libertate, dar eu aici asta fac pe acest canal. Trebuie să manifestați eliberarea de gânduri. Dacă simțiți că cineva v-a manipulat, poate să fie doar în capul vostru. Poate această senzație de manipulare să fie doar în capul vostru. În ce sens? Că poate oamenii nu vor mustai să vă păcălească, dar sunt educați, apropo de educate, sunt educați într-un anume fel, nu știu să se deschidă, nu știu să comunice, nu știu să... Nu mă cred că am văzut atâtea cazuri de când, nu știu, de când, de la 18 ani, de când lucrez cu oamenii, în multe domenii, sănătate, artă, învățământ, oameni de la un an, doi, da, până la 80 ceva de ani. Atât de ciudat sunt oamenii. Și de multe ori, educația este cea care îi fac într-un anume fel, adesea negativ. Dar mai avem și autoeducație. Și aici este. Și autoeducația vine prin speranță și reconsiderarea noastră. Fiți autentici, fiți autentici. Aici este. Peștișor, vărsător, autentici. Vărsător în sensul bun al cuvântului, pentru că astea reprezintă toți vărsătorii. Însă, veți avea un succes. Eventual cineva va vedea în momentul în care voi, v-am zis, vă iubiți. Măi, sunteți voi cu voi. Eu așa simt că cineva vede succesul între el, ea și voi. Așa simt eu. 4 de cupe, vă rog frumos, dragile mele cărți și Duh Sfânt. O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, regele de cupe. Oh, două! Două au venit. Păi, topică regele de spade. Dacă a fost o oportunitate pierdută din cauza că cineva s-a detașat, detașarea și a voastră înspre nouă de cupe aduce vindecare, aduce dragoste necondiționată, cineva înțelege. Că a pierdut o șansă la dragoste și eventual vrea să o vindece. Da? Da, posibil. Apa e aici, ia uitați. Apa e aici. Aici este regele de cupe. Da. Cineva n-a apreciat, am zis. N-a. Chiar de la început, aduceți, n-a apreciat. A venit invers cartea. Asta e. Nu apreciază, vă vedeți de treaba voastră. Da? Și văzându-vă de treaba voastră, vă atrageți altă vibrație, ori altă dragoste, ori pur și simplu. O dragoste necondiționată, mai presus de egoul uman. Frumos, măi, e frumos. Cum? O să fie frumos, o să fie bine. Ia uite, asul de monede. Posibil totuși cineva să vă facă și o ofertă fizică. Băi, hai să facem proiectul ăla cu steluțe. Și le împachetăm o coleală galbenă, da? Facem pentagrame. Clarificăm 10 de bute. O dată, de două ori, de trei ori. Ia, tot două. Iată, regele și regina de spade. Aici o să aflați de cineva care
E într-o relație externă, austeră, în ce sens, dar are un copil. Posibil acest personaj ar vrea să se separe, dar... Știți cum? Zău! Că mie nu mai îmi pasă cine se separă, de cine se separă și de-aia zic, nu mai îmi pasă și ar trebui să nu vă pese nici vouă foarte mult. Știu că uneori e greu să nu-ți pese, da? Posibil să fie același personaj, da? Același personaj care vrea să se implice totuși și în loc să se implice total, vine doar cu o întâlnire, o ciocolată. Bă, știi, când mă lași cu ciocolata, dacă nu pui depui tot efortul său, ciocolată poți să-mi iau și singură. E un exemplu, da? Aveți grijă pe cine primiți, pentru că eu cred că o să fie două persoane. Nu zic să fiți snob sau zgârciți, ia uite-ți, da. Au probleme acasă, ia uite, justiție, au probleme, au confuzii, au frici față de soție, de mamă, dar bucuria pentru voi există. Poate să fie și trezire, dar depinde cum manifestă. Depinde cum manifestă. Dacă ei rămân în aceste frici, este problema lor. Da? Nu trebuie să vă lăsați trași în urmă, da? Influențați. Nu. Fiți în acest nou de cupe și stea, dragii mei, și veți manifesta începuturi deosebite și oameni care văd potențial în voi, văd victorii cu asul de spade și cu șase de pute. Și doi oameni plini de pasiune, care fac lucrurile cu drag. Da. Asta e. Dragii mei, continuare așteptăm donații și eventual pentru Nera și eventual un stăpân, o stăpână iubitoare pentru Nera. Un cățeluș care în acest moment are două operații față-spate și încă niște fisuri pe cealaltă parte a spatelui, da? Dar important e că se joacă și că dă din coadă și că se ridică în fundulez din când în când. O să fie bine. Cam atât. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și iubiți-vă pe voi ca să fiți iubiți. De cine vă merită și de cine vede frumosul? Vede frumosul în voi, măi, vă pup, vă iubesc și sărbători fericite. Ceau, ceau!